În acest an, Aradul aniversează 70 de ani de la înființarea celei mai reprezentative echipe de fotbal locale, cunoscută AUTA. Înființată în 1945, sub denumirea ITA, devenită mai apoi Flamura Roșie, consacrată UTA și alintată bătrâna doamnă, a devenit cea mai reprezentativă grupare fotbalistică arădeană din toate timpurile. Pentru a marca evenimentul, ACS UTA Bătrâna Doamnă este organizatoarea mai multor acțiuni cu finanțare din partea primăriei Arad. Acum 70 de ani, baronul Naiman a înființat cel mai iubit club din provincie, UTA Arad, în 1945, 18 aprilie. Dorim să marcăm acest eveniment, aniversarea de 70 de ani, cu un șir de programe. În 17 aprilie, aici, la Palatul Cultural, va avea loc lansarea unei cărți și proiectarea și lansarea filmului documentar UTA, cu foarte multe imagini din arhiva TVR. La acest eveniment vor fi invitați toți jucătorii în viață de marcă, toți jucătorii de legende a UTEI, Federația Română de Fotbal, autoritățile locale și ziariști de marcă care au scris foarte multe articole frumoase despre această echipă. În 18, sâmbătă, va avea loc două jocuri demonstrative la stadion La Motoru. Primul va fi UTA 90 cu UTA actual, iar al doilea UTA Old Boys cu echipa de aur a lui Honved, Old Boys cu Detari, cu Garaba și foarte mulți jucători din loturile naționale maghiare. Pentru că UTA este Arad și Aradul este UTA, Aradul a fost permanent lângă această echipă. Dorim ca și la aceste evenimente să fie alături de UTA și să sărbătorim împreună cei 70 de ani frumoși. Pentru noi doar UTA contează! Pentru noi doar UTA contează! În speranța unei participări numeroase la ediția din acest an, organizatorii au pregătit premii speciale și un desfășurător atractiv la maratonul, semimaratonul și crosul Aradului. Competiția, programată pentru data de 6 iunie, face parte din programul Arad Capitală Cultural Europeană 2021. Startul și sosirea va avea loc în fața primăriei. Pe lângă probele de anul trecut, maraton, semimaraton, cross 6 km și cross 1 km, în acest an s-a introdus și ștafeta maraton. La final va mai avea loc și alergarea populară de 1 km cu mai multe starturi la masculin, feminin și familie. Scopul evenimentului este promovarea unei educații pentru sănătate prin încurajarea alergării și promovează donarea de sânge printr-un parteneriat cu Centrul de Transfuzii Sanguine Arad. Iată și premiile speciale pregătite pentru îndrumător, primele trei persoane, profesori, antrenori, mentori, din punct de vedere al numărului total de kilometri parcurși de către alergătorii care i-au trecut ca îndrumători. Instituțiilor de învățământ reprezentative la eveniment, primele trei instituții de învățământ cu cel mai mare număr de kilometri parcurși de către alergătorii reprezentați. Structurilor reprezentate la eveniment, companii, asociații, instituții, cluburi. Primelor trei structuri cu cel mai mare număr de kilometri parcurși de către alergătorii reprezentați. În cadrul evenimentului se vor premia cei mai ingenioși alergători din punct de vedere al costumelor de alergare utilizate.